Ok. Florine, explică-ne pe scurt unde suntem și ce ați făcut aici, sau ce mai faceți aici? Suntem la marginea Sibiului, într-o zi minunată. Am avut ieri un atelier de permacultură și astăzi o să ne inițiem un pic în artele grădinăritului bio. Asta fiind o parte oarecum integrată a tot conceptului de permacultură. Astfel, împreună cu participanții la acest atelier, am decis să abordăm o tactică diferită în cultivarea grădinii. Daniel a venit cu o motocoasă, am cosit o bucată de teren acolo, am luat materialul vegetal verde, l-am pus peste sol, tocmai pentru a proteja solul, după care am început să plantăm diferite legume. Este aceasta o metodă tipică pentru permacultura? Nu, eu n-aș putea să spun că e o metodă tipică, e face parte din grădinăritul bio sau grădinăritul organic. Practic, permacultura, după cum se știe, e o întreagă filozofie. Permacultura, ca și concept, a pornit de la ideea că civilizația are tot felul de practici care epuizează resursele de care aceasta depinde și a fost concepută tocmai ca un o contracarare și încercarea de a găsi metode de a regenera resursele de care depindem cu toții, astfel încât să trăim toți într-o oarecare armonie cu natura și cu restul comunității vii de pe planetă. Enumerăm câteva metode aplicate de permacultură, respectiv să abordăm problema și de mai în profunzime, niște principii ale permaculturii și apoi niște metode. În permacultură, de regulă, întotdeauna o să fie trei etici care ne ghidează în orice ce facem și practic orice persoană care aderă la genul ăsta de filozofie ar trebui prima dată să și le însușească. E vorba de grijă față de pământ, grijă față de oameni și o redistribuire echitabilă a surplusului. Cam astea ar fi eticile mari care ghidează tot conceptul, după care vin câteva principii care au legătură cu eficientizarea modului în care noi ne organizăm în spațiu și în timp. Unul dintre principii ar putea fi folosește energiile care le investești într-un orice fel de proiect în așa măsură încât să obții un efect maxim cu puținul de investiție. Deci în permacultură sunt 5 zone de regulă. Important întotdeauna ordinea în care le aranjezi, asta în funcție de relieful de care dispui sau de suprafața de care dispui. Întotdeauna în zona 1 vei avea o grădină de legume, o grădină de plante aromatice, pentru că au nevoie de intervenția omului aproape zilnic. Iar aici înțeleg că e zona cea mai apropiată de casă, de unde îți petrești tu timpul în majoritate. Ar fi, iară, o potențială reorganizare a zonei 1, ar fi în funcție de legumele care le-ai plantat. De exemplu, varza sau roșiile n-au nevoie de o necesitate, de o prezență umană foarte deasă și atunci le poți pune oarecum la capătul zonei 1. După aceea, în zona 2 deja se pot poți ține animale, mici, iepuri, găini, poți să pui niște pomi fructiferi, de asemenea și în zona 3 ai putea să crești animale mai mari, gen capre, o oaie sau chiar o vacă. Iar de regulă în zona 4 ar trebui să ai, să-ți poți să-ți pui lemne de foc pentru casă sau orice altceva ai avea nevoie. Iar după cum spuneam mai devreme, în zona 5 ar trebui să existe o zonă în care intervenția umană să fie exclusă și în care singura
modalitate în care ar trebui să se manifeste omul ar trebui să fie cea de observator și de învățăcel. Ce rezultă din asta? Că în mediul urban nu se poate practica permacultura, deoarece nu putem avea toate cele 5 zone? Nu se poate aplica cu deosebit succes. Există un DVD chiar lansat de câteva luni de Geo Flatton, care e unul dintre promotorii principale ai curentului în Australia și nu numai. Și chiar despre permacultura urbană este vorba. Toate lucrurile astea nu sunt bătute neapărat în cuie. Ce e foarte frumos în tot principiul ăsta de permacultură, pentru toate lucrurile personalizate în funcție de ceea ce simte persoana respectivă. Și atunci poți să sari, dacă ești vegetarian și nu crești animale, poți să sari o zonă, două. Dacă nu ai spațiu suficient în grădină, poți să sari peste zona 5. Îs mai mult așa niște linii de ghidare, în special concepute pentru suprafețe mari. În sensul că dacă ai o proprietate de câteva hectare, să te poți organiza. Necesită permacultura intervenția cu, nu știu eu, cu aparate, cu motor, cu de petrol, da, și toate astea, pentru că și voi v-ați folosit de compostitoare. În permacultură se pot folosi și ustensile, din nou revin la acel principiu, nu suntem absolut deloc împotriva tehnologiei, chiar dacă sunt unele controverse în legătură cu modul de proveniență al acesta sau modul de fabricare. Ideea acum sunt și am putea să ne folosim de ele spre a ne atinge scopul mult mai repede. Mizând din nou pe eficiență, de regulă intervențiile mecanizate în genul ăsta de agricultură organică tind să fie o singură dată sau de două ori, în sensul care faci un strat înălțat, îl faci mecanizat, l-ai făcut odată și l-ai pentru ani de zile, 10-15 ani. Și practic nu mai ai nevoie să intervii cu lucrări mecanizate. De altfel și arătura, eventual, dacă se face pe un teren extrem de compactat, se poate mulci imediat și o să fie o unică arătură. Pe an? Sau nu, pe an, pe o perioadă atâta timp cât terenul respectiv e luat în cultură. Văd că ați aplicat o tehnică asemănătoare aici. Exact. Concret, ce ați făcut aici? Pe straturile care se află în spatele nostru, terenul cred că a fost arat în toamnă, dar din punctul nostru de vedere nu e absolut deloc un lucru neapărat rău. În momentul în care a fost făcut o singură dată. Ce am încercat să facem? Am încercat să mulcim prima dată straturile respective. Asta înseamnă am luat materie vegetală verde, se poate pune verde sau uscată. De regulă ar fi mai indicat să se pună material vegetal uscat, dar se poate pune și material vegetal verde în cazul în care nu dispui de material vegetal uscat. Asta are mai multe proprietăți. În primul rând, protejează solul de diferențe foarte mari de temperatură, de la zi la noapte, de peste zi. Menține umiditatea în sol mult mai mare și totodată microorganisme, microfauna solului poate să descompună și să-ți îmbogățească solul din grădină, nemai având nevoie să vii cu îngrășăminte de sinteză sau alte inputuri nedorite care oarecum contravin principiul ăsta de agricultură organică. Și după ce am aplicat mulciu, am luat niște plantatoare făcute din câteva bețe din pom, după care am trecut la o însămânțare. Un pic am târziu acum pentru unele legume pe care le-am pus, dar să sperăm că tot o să iasă bine. Practic am străpuns mulciul cu acele plantatoare, am lăsat sămânța și în momentul în care o să beneficieze de o ploaie, apa să fie menținută în sol mult mai bine decât dacă solul este total dezgolit. De altfel și acum cred că dacă ne aplicăm și
pune mâna pe sol, solul care se dezgolit este mult mai cald decât cel de substratul de mulci. Deși a trecut vreo 20 de minute de când l-am făcut. Ok. Cât de eficientă este permacultura sau metodele permaculturii? Vorbind de eficiență în permacultură, practic ar trebui să știm că grădinăritul pe suprafețe mici este mult mai intens, mult mai productiv și mult mai constructiv pe termen lung ca în ceea ce privește resursele de care depinzi. Cultivând pe o suprafață așa mică, e clar că ai nevoie de mai multe resurse. Suntem foarte mulți oameni aici și am reușit să plantăm o suprafață destul de mică. E clar că dacă nu efectuezi aceste lucrări mecanizat, eficiența oarecum scade din punctul ăsta de vedere. Dar o facem asta doar pentru ca oamenii să cunoască tehnicile respective și asemenea tehnici se aplică încă din anii 70 la scară industrială cu deosebit succes în cultura de cereale. Nu văd de ce nu s-ar reuși să se cultive și legume. Va trebui să mai interveniți după plantare, știu eu. Unica intervenție care va mai fi necesară după ce vom termina de însămânțat stratele respective este adăugarea acestui strat de mulci în permanență, astfel încât să nu lăsăm solul să rămână descoperit. Pentru că asta ar însemna ar duce la câteva rezultate negative pe care nu le dorim. De asemenea, în momentul în care am cultivat aceste straturi folosind metoda lui Mel Bartolomeu, grădinăritul pe metru pătrat, iar în momentul în care practic plantele ajung la o maturitate fiziologică, ar trebui să umbrească spațiul din jurul lor astfel încât să împiedice apariția plantelor pe care nu le vrem. Asta iară, plantând legumele la o densitate destul de mare pe o suprafață foarte mică, e o metodă foarte eficientă de a grădinări pe suprafețe reduse și a obține recolte destul de consistente. Acum ar mai fi un exemplu, undeva în California, un domn a reușit să culeagă de pe 400 de metri pătrați aproximativ 2 tone jumate de legume în parcursul unui an, ceea ce înseamnă vreo 5 kg de legume pe metru pătrat. Ori în agricultura convențională lucruri de genul ăsta nu prea există. Bineînțeles că au fost câteva mici diferențe, de climat, acolo se poate cultiva tot timpul anului, dar iarna a cultivat numai cartofi sau legume care sunt mai puțin pretențioase la căldură. Ideea că acest tip de grădinărit pe suprafețe mici și foarte intens e deosebit de productiv. Bun. Spune-mi în câteva cuvinte ceva despre istoricul permaculturii și câteva nume. Sigur. Permacultura ca și concept a fost dezvoltat de Bill Mollison și David Holmgren undeva prin anii 1970. A apărut deja primul manual de permacultură. După cum ziceam mai devreme, a apărut în urma unor sforțări așa ca să găsească o idee compactă ca să ne ajute să ne îndreptăm oarecum pe un drum mai bun. Bill Mollison a cam luat foarte multe cărți scrise în limba engleză, în literatura engleză, undeva prin anii 1930-1940. Autor ca Sir Albert Howard, care a promovat foarte mult producerea de compost și folosirea compostului, a luat sistemele de captare a apei și reținere a apei de la P.I. Yeomans, care tot așa a scris un australian care a scris o carte Water for Every Farm. Mai sunt cărți din literatura americană din autori ca J.I. Rodel și Edward Faulkner, care a fost
unii dintre părinții agriculturii organice în continentul nord-american. Deci a avut foarte multe surse, ceea ce a făcut el, sau ceea ce a făcut ei, important, au adus toate aceste surse și le-au pus într-un singur pachet și practic asta e permacultura. Un mod de abordare al proiectării așezărilor omenești regenerabile. Spune-mi ceva despre mișcarea de permacultură în România. Din păcate, în România permacultura este destul de incipientă ca și, sau mă rog, se află în primele faze de dezvoltare. Avem un site, îi spune permacultura.ro, avem câteva mii de vizitatori unici pe lună. În schimb, feedback-ul este un pic cam redus. Din punctul de vedere al răspunsului, suntem cel puțin 20-30 de persoane care ne cunoaștem în toată țara și care cochetăm cu genul ăsta de filozofie, cu care comunicăm între noi, dar în schimb restul persoanelor mi se pare că sunt așa un pic sceptice de toată utilitatea filozofiei și, mă rog, de aplicabilitatea practică a filozofiei. Dar suntem la început de drum și orice idee nouă are nevoie de timp ca să germineze și să crească. Nu suntem foarte nerăbdători în direcția asta și ceea ce facem astăzi doar plantăm semințele a ceea ce vom culege în viitor. Sperăm să reușim să implicăm cât mai multă lume și să li se pare un lucru firesc și normal. Mersi mult. Spune-ne câte ceva despre tine. Mă numesc Florin Baci, locuiesc la Cluj. Am descoperit conceptul ăsta în urmă cu 3 ani. Am tot studiat, mi s-a părut așa o chestie foarte firească. La momentul respectiv am trecut printr-o dramă financiară. Oarecum cochetam cu ideea asta de agricultură organică. Și-am dat peste un film al lui Sepp Hosler. Mi s-a părut totul foarte firesc și de acolo a pornit toată călătoria. Între timp am găsit un curs la Facultatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj. O secție pe numele ei Montanologie, care se ocupă cu agricultura în zone montane. Am învățat și de acolo destule lucruri, în special lucruri tehnice, care acum îmi folosesc. Și am început să aplic și permacultura nu numai în interior, cât și în exterior. La Cluj am încercat să dezvoltăm câteva grădini urbane. Acum sunt într-o fază incipientă. Am început de anul ăsta. Vom mai organiza și acțiuni de guerilla gardening. Asta e un concept prin care înfrumusețezi un spațiu public într-un mod ilegal, fără acordul nimănui, și ne-am strâns o mână de oameni și o să demarăm în curând, într-o săptămână, două, niște acțiuni de genul ăsta. Mai spune câteva surse de informare, fie ele cărți, filme pe net. Cred că dacă intrați pe internet, găsiți și căutați pe orice motor de căutare cuvântul ăsta permacultură, o să găsiți nenumărate surse. Găsiți pe YouTube, sunt foarte multe filme abladate de către diferiți oameni. Pe site-ul nostru, dacă intrați, puteți ajunge în secțiunea de forum. Există o pagină unde sunt titluri de cărți pe care puteți să vi le achiziționați și să le citiți. Sunt conferințe în direcția asta, sunt filme, deci trebuie doar să accesați www.permacultura.ro. Intrați la forum, există acolo o pagină care e numită surse de inspirație și nu trebuie decât să intrați acolo și să luați în gură în gură toate topicurile. Provine termenul de permacultură și ce vrea să zic? Termenul acesta de permacultură a fost oarecum
adus din într-o carte a lui King, în care pomenea de permanent agriculture. Cartea se numea Farmers for 40 Centuries și tocmai vorba despre impactul agriculturii la nivel global. Ori ce încercau să dezvolte în genul ăla de filozofie era tocmai o agricultură durabilă. Ori Mollison și cu Holmgren au împrumutat oarecum termenii ăștia doi de agricultură permanentă și l-au au făcut un singur cuvânt, permacultură. De altfel, ar putea fi asemuit după aceea, pentru că a devenit mai mult o chestie de cultură, Mollison s-a îndreptat oarecum spre cultură permanentă și oarecum ultimul sufix ar veni de la cultură și permacultură ar însemna și o chestie, o filozofie diferită care îmbină toate aspectele vieții. Deci e vorba până la urmă și de o cultură a vieții. Da, exact. În permacultură este, din punctul meu de vedere, este mai mult o filozofie în primul rând, pentru că combină toate aspectele vieții. Nu e vorba doar de agricultură sau vorba doar de educație sau modul în care ne organizăm noi între noi. E o știință care practic încearcă să combine toate aceste aspecte ale vieții într-un mod în care să regenereze resursele de care noi depindem. Am înțeles că există confuzie între agricultura organică și permacultura. Care sunt acestea și de unde provin ele? De regulă, în permacultură e promovată foarte mult ideea asta de a fi independent din punct de vedere alimentar. Ori ăsta ar fi primul lucru care ar trebui să-l faci, să-ți cultivi o grădină. Din păcate, multă lume rămâne doar la asocierea dintre grădinării și permacultură ca fiind, adică se gândesc că permacultura este doar o altă latură a agriculturii biologice, dar nici pe departe, este mult mai complex. Agricultura sau grădinăritul bio este doar o componentă, o rotiță în tot mecanismul. Sperăm să nu mai avem parte de acest gen de confuzii, cel puțin în limba română, și sper că lucrurile să devină cât mai clare în această direcție.